Din partea mea sau din partea colegilor mei, domnul Grindeanu nu va avea de suferit. Adică aș vrea să lămurim lucrurile astea. Noi nu începem o vânătoare de vrăjitoare. Nu mai este membru PSD. El trebuie să fie atent, după părerea mea, la cei cu care s-a aliat sau la cei cu care s-a înconjurat. La ce au făcut acolo, în zilele trecute. Acolo să aibă grijă. Cu noi nu are nicio problemă. Parlamentarii care s-au întâlnit în ultima perioadă cu dânsul și care astăzi au votat împotriva moțiunii de cenzură, riscă vreo sancțiune? Asta vor discuta în organizațiile lor. Vor avea, cred că, o discuție foarte interesantă. În acest moment ne puteți lămuri dacă Victor Ponta și Sorin Grindeanu mai fac parte din Partidul Social Democrat? Răspunsul este nu. Și ca să fie clar, totuși, vor fi excluși acești parlamentari din partid? Iar vreți să-mi spună că sunt foarte autoritar? Astăzi nu discutăm despre vânătoare de vrăjitoare. Miza noastră sau preocuparea noastră după această moțiune de cenzură nu a fost și nu este cum plătim niște polițe. Am stabilit cu colegii, fiecare organizație în zilele următoare vor discuta fiecare caz în parte.